sfârșit. Asta a fost ultima oră de dans. E vineri, e weekend. E vineri? Păi asta înseamnă că astăzi va fi un nou episod din serialul meu preferat. Mă duc să-i spun lui tati. Nu vor să strângă de loc asta. Da, Ieri. Astăzi apare un nou episod din serialul meu preferat. Serios? Și eu cu ce te pot ajuta? Stau și mă întreb. Păi, aș vrea să mănânc niște floricele. Chiar și mie mi-e poftă niște floricele. Aș putea să mă duc să cumpăr câteva. Mă duc imediat. Uite, am terminat aici de plăs astea. Că le-ați lăsat așa. Dacă nu vă mai jucați cu ele, punem la loc, da? Așa facem. Hai, eu mă duc să-ți cumpăr floricele și tu caută-ți serialul, da? Pregătește-l între timp. Bine. Erica, eu am plecat. Bine, tati, să vii repede. Oh, îmi apare o pisicuță la recomandate. Ia să vă despre ce este vorba. Cât de ciudate, nu mă vă la ăsta. Am venit. Ce cu fața asta la tine? Nu nimic, te așteptam să fii cu floricelele ca să le facem. Da, păi uite, hai că eu am venit cu floricele. Hai să mergem să le facem, dacă tot ești așa de nerăbdătoare. Bine, hai că vin, dar mă lași pe mine să pun floricelele în cuptor. Hai că te las pe tine, vreau face, hai. Poftim. Știi la câte minute să le pui, da? La cât? La 3 minute de pui. Să se înceapă să facă acolo, poc, poc. Și acum așteptăm să înceapă să facă poc, poc. Wow, cum se aude, cum pocnesc floricelele. Și cât de mare s-a făcut. N-am mai stat de mult așa la un film cu popcorn. Da. Ia uite, da, așa frige. Așa, ia să vedem, Erica, despre ce film este vorba. Ia. Asta e film siropos pentru copii. Cred că maxim 10 minute mai asomnul la filmul ăsta. Da? Hai, măi, Erica, serios acum. Asta nu este film pentru mine, tati. Asta e film de adolescent pentru voi. Mai bine mă culc un pic, serios. Exact cum îți spuneam, nu. Mie nu-mi place filmul ăsta. Eu am să mă culc. Stai tu și te uită că eu mă culc. S-a terminat și floricelele, s-a terminat și filul, deci acum trebuie să merg la culcare. Tati, vii să mă culc. Poftim? Vii să mă culc? Nu, eu dorm, eu încă dorm acum. Ei, dormeai. Of, bine, hai. Dar totuși mă gândeam să mă mai uit puțin la filmul ăla cu pisicuța. Să mă uit sau să nu mă uit? O să mă uit. Oh, ce pisică! Dacă de urâtă e! De unde a venit pisica asta? E ciudată! Dar ce face? Vai! Oare să mă uit? Tati! Tata! Trezește-te! Unde? Aici! Ce, Erica? Uite, cât de urât e filmul ăla! Ce film, fată? Aia e pisică? Da! Doamne, dar ce față are? Unde ai găsit tu așa de sine animate? De ce te uiți la așa ceva? Păi era la recomandate. Nu te mai uita, cine s-a uitat? Să nu te mai uiți. Nu trebuie să te uiți la așa ceva. Când ai să crești mai mare, te uiți la filme din astea. Eu am vrut de curiozitate.
Hai și te culcă mai bine. Hai. Bine. Să nu te mai vezi niciodată la film din astea, mai ales la ori din astea târzii. Bine. Ce s-a auzit? Nu știu. Te-ai dat cu piciorul aici? Nu. Dar ce s-a auzit? Cred că e ceva din cameră. E cineva în cameră la tine? Nu știu. Probabil este de la Cartoon Chat. Cineva aici în cameră? Hey! Hello! E cineva aici? Nu, da. Uite! O căzut asta! Da! Dar cum a reușit? Uite, s-a spart și becul! Cum să stea dacă eu am prins-o doar în două firi din astea? Nu asta. E pisica aia. Nu e nicio pisică, vezi, treabă! Pur și simplu s-a desprins beuza. Hai, tati, asta este din cauza că te-ai uitat la filmul ăla cu pisica aia, Cartoon Chat sau cum s-o mai chema și desenele ăla. Lasă, nu s-a întâmplat nimic. Aici te schimbă și treci în pat la Nani. Nu, nu aici. Nu vreau aici. Ba, aici trebuie să dur. Aici e camera ta. Hai. Nu vreau în aia voastră. Bine, hai. Uite, de asta nu... Uite, de asta nu trebuie să te uiți la filmele astea. Hai dincolo. De unde să știu eu că pisica aia nu există în camera mea? Pisică, pisică, nu este nicio pisică, asta e doar în imaginația ei. O să mergem sudor la mine în cameră, da? La mine și la mama. Unde? Hai. Se aude și aici. Dar ce s-a auzit? Cine ești acolo? Cineva aici în cameră? Să știi că suntem doi. Hai să mergem dincolo. Da. Se aude ceva de aici. Ce se... Parcă se aude un mieunat. De aici se aude Erica. E mașina de spălat. Hai să vedem. Nu e mașina de spălat asta. Hai de deschide, că e o mașină. Ce? Chiar era o mașină de spălat aici. Am uitat cum a pornit-o mama. A lăsat-o programată ca să spere, da? Da. Hai să mergem. Doamne, ce m-a speriat și eu acum. Hai să dormim mai degrabă aici. A, dar aici nu se poate, tata, că ce e pe patul ăsta, uite, numai jucării pe jos, patul e ocupat de haine. Aici chiar că n-avem cum să dormim. Hai mai bine să dormim acolo. În living, hai. Uite, cel mai bine eu cred că am să te pun, îți pregătesc aici patul. Tu ai să dormi, tu ai să dormi pe bucățica asta, eu am să dorm pe bucata asta și... Aoleu, dar Cotrin, ce se întâmplă? Doarme mama. Hai. Dar mama unde? Chiar așa mama nu e acasă. Oh, nu. Unde e mama? Hă? Nu știu. Mama! Mama! Hai să vedem unde e. Mama! Da, măi, ce strigați așa? Ce s-a întâmplat? Era la bucătărie. Nu știam unde ești mama, pentru că noi am fost în toate camerele. Și s-au auzit niște zgomote ciudate și Erica nu mai vrea să doarmă la ea în cameră și acum căutam un loc unde să o culcăm pe Erica. Aveți vedenii, auzenii, haideți să terminați cu prostiile, hai la somn! Bine, hai că mergem la culcare! Da, ne duce la culcare. Hai, hai Erica! Tata, da. Vreau să spun ceva. Eu nu mă duc în camera mea să mă culc. Am înțeles nimic, lasă să ne culcăm amândoi aici și doar mama nu o să ne trezească. Hai! Noapte bună, Erica! Să visezi frumoasă!